Sute de prichindei, adolescenți și părinți au adunat duminică în piața Sadoveanu din municipiul Pașcan pentru a sărbători Ziua Internațională a Copiilor. Au fost organizate tot felul de jocuri specifice copilăriei, s-au împărțit baloane și s-a dansat ore în șir. Lumea copilăriei s-a mutat duminică pentru câteva ore în fața Casei de Cultură din Pașcan. Începând cu orele 14, Asociația Șansa 2010 a invitat la joacă pe toată lumea. Sute de copii au răspuns invitației organizatorilor și au venit în piața Sadoveanu pentru a șerba ziua. Și au făcut picturi pe față, au desenat pe asfalt și au participat la jocuri specifice copilăriei. Personajele din desene animate și animatorii și-au făcut și ei prezența. În câteva ore, strada s-a transformat într-un univers al desenelor. Andreea are 10 ani și îi place la nebunie să deseneze pe asfalt. Un copil care ține un balon în mână. Ai mai făcut desene pe asfalt? Da, anul trecut. Și îți place? Da, îmi place să desenez. O echipă de 5 copii talentați a lucrat aproape o oră la un desen. Bucuria a fost pe măsura efortului depus când au văzut rezultatul muncii. Salut, ce ai desenat aici? O floare. Da. Scrie 1 iunie. 2014 și data 1 iunie. Cât timp ai lucrat la desen? Aproape o oră, cred. Singur sau în echipă? În echipă. De departe, clownii au fost cei mai solicitați, au împărțit baloane și au făcut momente pline de veselie. Pentru o fetiță de 7 anișori, ieri a fost o dublă sărbătoare, Ziua Copiilor și cea în care s-a născut. Un jurnal cu cheiță, o cutie, o păpușă cu 18 rochii și mai am câteva cadouri, dar nu mai țin minte. Iar Alesia a venit în piața Sadoveanu pregătită cu un cântecel de primăvară. În flori grădinile, cerul nu-i ca o ghindă, prin lim, vezi abinile, și-au colinda. Personajele din desene animate s-au lăsat așteptate, ele sosind cu peste o oră întârziere. A meritat pentru că Alba ca zăpada, Mickey Mouse, Donald Duck sau Pinocchio au făcut poze cu toți copiii și o paradă prin centrul municipiului. Un magician a încheiat Ziua Copiilor după ce le-a arătat câteva trucuri. Menționăm că evenimentul a fost sărbătorit aproape în orice comună, orașele Târgu Frumos și Hârlău. De exemplu, la Miroslovești, la Căminul Cultural, prichindei au făcut un scurt program artistic cu cântece și dansuri.